Zis să-i prima dată să fac tot așa un mic rulaj în cameră. Dar după aia mă gândim, bă, de ce am mai luat echipamentul de iarnă dacă tot nu-l folosesc. Și oricum nu prea am probleme eu cu frigul prea mare. Așa că haide să vă arăt cum se prezintă Severinul la ora 5 dimineața. Ia să o luăm pe aici. Uite, am împodobit și bradul. Monte Carlo scrie, Monte Carlo. Părerea mea că e mai spectaculos Severinul decât... Ia să vedem, pe aici nu-i nimic, nici o capcană întinsă. Trecem pe aici. Și juf! Ocolim Bradovski. Ia uitați, au împodobit. Ia să nu luăm cam filmele cu Stan și Bran în plin un chioș din ăsta de scânduri. Nu știu dacă știți voi. Da, și e destul de plăcut vremea. Nu cred că e acum o temperatură negativă. Sau poate un pic, maxim câteva grade. Ce am observat, nu știu, vreau să vă zic până acum, merge camera. Ce am observat, n-am dat drumul deloc la căldura anul ăsta. Încă până acum n-am dat toată drumul la căldura. Și n-am mai răcit deloc. Numai că n-am mai răcit, dar mă simt și mai bine. Dar cum intru undeva și e căldură mare, începe să-mi curgă și nasul, să mă doară capul. Deci e exact invers acum. La căldură nu mi-e bine. La frig mă simt perfect. Cred că e ADN-ul de la străbunica. ADN-ul nordic din nordul Germaniei. Sub zero. Totuși e gheață pe mașini. Deci cred că e un pic mai rece decât credeam. Asta e. Dacă nu mi se pare frig, nu e. Mașinile sunt înghețate, Bogdan. Geaca aș face treaba cu brio. Pantalonii sunt super buni. În schimb, cum am casca fără căciulă, simt un curent pe la urechi de zile mari. Curentul ăsta mă ține să nu vandalizez pedala, să calm mai tare pedala. Dar în schimb e fain. Și uitați ce frumos au și împodovit bulevardul. Nu e încă marcat, dar l-au asfaltat. Așa să zic, de un nou. Nu știu dacă ăsta e el finale. Prodotto finale, da. Dar arată fain. Și luminițe de toate culorile, după cum se vede, fără număr. Ia, o să întorc aici și intrăm pe promenadă. Să vedeți cum se prezintă și promenada la ora 5 dimineața. Deci dacă n-ar fi curentul ăsta pe la urechi, ar fi perfect. Întoarcem aici. Și o să ne băgăm pe promenadă. E un pic, cred că e un pic polei, un pic umezeală pe jos. Când vrusei să întorc, parcă simțea așa roata ca... Da, nu. Doar umezeală, cred că e. Și le umflai și-o foarte, foarte puternic. Văd că mașinile sunt congelate bine. Înseamnă că noi suntem țăcăniți de nu e frig, de nu ne e frig deloc. Țăcăneala e la noi, nu-i la vreme. De asta îmi place la ora asta să ieși un pic, să... Parcă în cameră totuși cât ar fi de... Nu e aceeași senzație, nu vezi nimica. Pui ceva muzică, să zicem, să treacă mai ușor galera. Dar vă vine să credeți că anul ăsta, eu n-am dat deloc drumul la căldură, chiar n-am dat. Și în cameră rămân și fără tricou de nu mai pot de căldură. Arată interesant brăduțul anul ăsta. Vă las un pic să admirați peisajul. Ia să-i dăm o roată așa. Și să sperăm că nu prinde vreo bucată de gheață pe jos.
să o culcăm. Ia și mai de la distanță. Ne învârtim aici ca la velodrom. Dar nu e de învârtit, că ne trage la urechi frigul. Ia stați că și întoarcem aici. Ne întoarcem la bază, pentru că sâmbătă sau duminică, nu știu sigur cum stau cu timpul, dar aș vrea să bag o tură mai lungă, mai serioasă, dacă tot nu e Siberia, dacă tot nu vine Siberia, măcar să profităm. Mai mult de minus 4 grade, nu cred că au fost până acum la noi, iar pentru un Viking descendant, iar pentru un Viking ca mine, ăștia sunt un fleac, le-am ciuruit. În față se vede turnul de apă. Foarte fain luminat Severinul. Foarte, foarte fain, e mai plăcut. Îmi place mult mai mult să mă plimb noaptea sau să merg noaptea decât pe zi. În primul rând că pe aici ziua e plin de lume, trebuie să-i ferești copii. Noaptea zici că e orașul numai al tău. Aici e un hop. N-am pedale, așa că nicio șansă să-l sărim. Ne dăm jos frumos. Cam asta e microtura pe ziua de azi. Microtura pe dimineața asta. Ne întoarcem la bază și băgăm un ceai cald. Over and out.